Se anunță proteste de amploare și în această seară în Craiova, ca de altfel în toate marile orașe din Oltenia. Mergem acum la Râmnicu Vâlcea, unde este și colegul meu Gabi Cârjaliu. Spune-ne, Gabi, au ajuns oamenii în piață și ce spun ei? Până seara, oamenii încep să vină în piață la Râmnicu Vâlcea. Protestul este programat în seara aceasta la 18:30. Deja vin, se văd venind din toate cartierele. Interesant e că protestul acesta devine un destul de organizat, nu este chiar unul spontan ca în serile trecute, în sensul că deja au apărut câțiva lidere ai protestului, ei sunt legătura cu jandarmii, ei mobilizează pe oameni, de asemenea oamenii sunt cu mult mai bine deocază decât aseară, de alaltă seară au steaguri, au vuvuzele, au tot felul de obiecte care fac gălăgie, prevenitările sunt aceleași, ca și în zilele trecute. Oameni mai mulți în fiecare seară, care este tendința? Dacă acum două seri au fost în jur de 1000, ieri, să zicem, au crescut cu 2-300, înseamnă aceasta se promovează că ar veni și mai mulți, ieri ar trebui să fie duminică, atunci când se anunță câteva mii de zeceni care ar veni piață, o parte dintre ei, chiar o mare parte, sunt decis să meargă la București. Vă spunea și aseară, vă spun și acum, sunt liste cu oamenii care vor pleca spre capitală. Deja s-a vorbit unde vor merge, cu ce mașini, din câte știu eu, se va încerca să se ia și un autocar de la Râmnicu. Încercări de destabilizare, situații de genul celei de la București au avut loc în cadrul protestelor de la Râmnicu Vâlcea? Cel puțin deocamdată nu, vă spuneam, este o conlucrare bună între cei 2-3 lideri care au ieșit din piață de la Râmnicu Vâlcea și jandarmeria. Chiar în acest moment, acești lideri de care vă vorbeam le spuneau traseul jandarmilor, au decis și în această seară să meargă în toate cartierele din Râmnicu Vâlcea. Asta pentru că de fiecare dată când au făcut, au reușit să strângă și alți oameni și s-au întors chiar și dubii de ce în piață.